mai scump apartament vândut anul acesta în București a costat 1,8 milioane de euro. Despre el vorbim acum cu Nicoleta și Alexandru Manea, proprietarii companiei imobiliare care l-a vândut. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Location, location, location. A contat și de data asta locul în care se află apartamentul? Sau ce a fost cel mai important la această vânzare? În mare măsură asta a contat locația, într-adevăr. Dar când vorbim de... În ce zonă este? Chiselev, chiar pe Bulevardul Chiselev. Când vorbim de acest proiect, nu ne raportăm doar la locație, pentru că el are extrem de multe detalii, începând cu arhitectura care dă forma clădirii, care e spectaculoasă, cât și micile detalii de design, care de asemenea sunt spectaculoase. Pe lângă asta, vorbim de o peisagistică extraordinară. Dezvoltatorul acesta a investit foarte mulți bani în ideea de a duce copaci maturi, în așa fel încât proiectul să nu iasă foarte mult în evidență atunci când ne plimbăm pe Bulevardul Chiselev. Asta pentru că, după cum știm, acolo sunt un alt tip de clădiri și atunci această clădire a trebuit cumva să se alinieze celorlalte clădiri, majoritatea, exact, dar într-un mod plăcut. Așa încât, în afară de locație, după cum spuneam, tot ce ține de arhitectură a contat pentru luarea deciziei atunci când acest client a făcut această achiziție. Domnule Manea, ce trebuie să aibă un apartament ca să coste mai mult de 1,5 milioane de euro? Cred că trebuie să aibă foarte, în primul rând, trebuie să aibă locație. Pentru că aceeași proprietate, dacă o construim, nu știu, în Pipera, nu avea același preț. În al doilea rând, trebuie să găsim dezvoltatori cu foarte multă experiență, pentru că avem nevoie de dezvoltatori maturi care construiesc aceste proprietăți, avem nevoie de bani ca să finalizăm aceste proprietăți, pentru că noi nu am vândut foarte mult ca pre-sale. Gândiți-vă că este un bloc butic cu 12 apartamente și clădirea a fost gata acum 2 luni de zile și noi mai aveam încă 2 apartamente de vânzare, adică sunt foarte mulți oameni care au vrut să se termine această clădire, să vadă exact finit produsul. Și apropo de acest cumpărător care a luat decizia, a luat decizia după ce am arătat ce parchet vom folosi în acel apartament. Adică pentru el acest detaliu era foarte important în a lua această decizie. Da, în realitate, achizițiile de acest gen se fac numai la nivel de finețe, de detaliu, cum spunea și Alex, și implicit emoțional. Pentru că, în general, profilul acestui tip de cumpărător este, de fapt, un cumpărător care el are unde să stea. De cele mai multe ori are deja 2-3 proprietăți. Ori atunci când ia decizia să dea până la urmă pe 3 camere, că asta, despre asta vorbim, 1.800.000 de euro plus TVA, înseamnă că realmente trebuie să îndeplinească anumite... Să sune un clopoțel la inimă, nu? Da, și trebuie, acea proprietate trebuie să aibă o apreciere în timp. Adică eu cred că aceste investiții se fac ca și cum mai cumpăra, nu știu, o operă de artă, care astăzi dai 50.000 de dolari și peste 10 ani poți să o vinzi cu 1 milion de euro. Mi-a rămas în minte ce ați spus referitor la copacii maturi. Da. Detaliu și emoțional. Cât costă să aduci un copac matur? Pot să vă spun cât a costat tot proiectul de peisagistică, n-aș putea să iau așa pe bucățele, însă 600.000 de euro a fost investiția doar în plante. Ori din fiecare încăpere a apartamentului, că atunci când te uiți pe geam, vezi copaci, ceea ce e foarte frumos. Pe lângă faptul că chiar am remarcat, deși suntem lângă un bulevard, atunci când ieșim pe terasă și, ok, se aud zgomotul mașinilor, dar se aud și păsări. Ceea ce mie mi s-a părut incredibil în mijlocul orașului. În centrul Bucureștiului, da. Exact. Ce alte apartamente similare au mai fost la vânzare? În ce zone? Cu ce prețuri s-au vândut? Cred că mai avem proprietăți spectaculoase la noi în portofoliu. Cele mai spectaculoase proprietăți sunt în Dorobanți Capitale. Pentru că acolo mai avem buticuri, cum e Varșovia 6, mai avem One Modrogan în zona Aviatorilor. Avem câteva proiecte butic și prețurile lor la 3 camere încep de la 800.000 de euro. Pentru că vorbeam de clopoțelul de la inimă, care este profilul unui astfel de cumpărător? Noi avem, cred că, 3 tipuri de cumpărători. În principiu sunt cei care se aliniază cumva chiar vârstei noastre de 33-35 de ani, așa maxim, care sunt, reprezintă noua categorie de milionari, eu așa le spun, pentru că ei vin fie din zona de IT, fie din zona de cripto, fie au business-uri clasice care sunt listate la bursă și realmente sunt mândră când văd tineri care au afaceri la acest nivel. Apoi mai sunt acei clienți care au poziții de top management în diferite companii mari, iar a treia categorie ar fi formată din
clasicii milionari ai orașului nostru și nu neapărat că avem clienți și din celelalte zone ale țării, care fie vor să facă o achiziție în plus, după cum spuneam, care într-adevăr trebuie să îndeplinească anumite caracteristici, fie vor încă o locație poate pentru copii, de cele mai multe ori. Acest cumpărător clasic bogat este mai clasic în dorință, în sensul că merge după anumite criterii raționale și noul milionar este mai mult pe emoțional. Asta ar fi diferența esențială între cele două categorii? Da, aceasta este diferența esențială, pentru că gândiți-vă, când vorbim de milionari clasici, vorbim de oamenii care, nu știu, au business-uri în farma și farma au business din 1990, sau oameni care au un business în industria petrolieră, la fel din, nu știu, din anii 2000, și acești oameni deja știu ce se întâmplă în piața imobiliară încă din anii 2000 și nu cumpără aceste proprietăți decât în baza unor criterii foarte clare pentru ei. Foarte pe scurt, mai avem doar câteva secunde. Care este dimensiunea pieței de lux în momentul de față în România? Cred că undeva la 2% din proprietățile din București, dacă avem undeva, nu știu, la noi listate pe site, undeva la 5.000 de apartamente, avem câteva zeci de apartamente bune, până în 100 de apartamente de lux pe care le putem tranzacționa. Dar asta nu înseamnă că nu mai avem nevoie. Nevoie este întotdeauna de ceva plăcut și frumos. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. Mulțumim la și noi. Ora de profit. Noi mulțumim.